În două rânduri, laureat al concursului Cultură pentru Cultură, ansamblul folcloric Doina Mureșului din Ciugut a fost răsplătit de administrația locală cu un turneu în Portugalia, prilej de a demonstra, încă o dată, că muzica, portul și jocul ardelenesc sunt la mare preț în întreaga Europa. Ca o răsplată pentru ansamblu Doina Mureșului al Comunei Ciugut și toată cu sprijinul Centrului de Cultură a Județului Alba și a domnului director Floroian, am beneficiat de o invitație la Festivalul Internațional de Folclor ce a avut loc în Portugalia, în orașul Guimarães. Vreau să vă spun că am mers acolo împreună cu 32 de dansatori. Am avut parte de spectacole la care au participat alături de grupul nostru, grupuri din Turcia, din Serbia, din Portugalia și din Franța. Și spre bucuria noastră, la fel cum am pățit de fapt și anul trecut în Italia, am constatat că dansurile noastre, specifice Ciugudului, Ardealului și României, până la urma urmei, sunt foarte apreciate față de celelalte dansuri, care în general sunt dansuri de grup. Renumitul ansamblu Doina Mureșului din Ciugud va fi prezent și la sărbătoarea Fiii Satului Limba, ce va avea loc în primul weekend al lunii septembrie. În data de 6 septembrie, prima duminică din septembrie, va avea loc sărbătoarea Fiilor Satului de la Limba. Și acum în fiecare an la Limba se obișnuiește lucrul acesta. Sărbătoarea se va desfășura în două zile, cu o sesiune pe teme istorice despre limba și culturale și duminica sărbătoarea în sine cu activități sportive și festivalul în sine. Așadar, pe 6-7 septembrie, limbenii își dau întâlnirea acasă pe meleagurile natale cu Doina Mureșului.